Uau, ce muzică la ora asta, Cașmir, Culet, Zeppelin, măi, fraților, boierie curată aici la RadioRockZone.ro și pe facebook.com/RockZone.ro, da, mi-am făcut datoria și am spus ce era de spus. Ia uite, Pluto are cerul albastru, ne spun cei de la Digi, înfățișând o poză în care planeta apare mai degrabă roșie decât albastră. Așa or fi pozele astea prelucrate prin laboratoarele NASA. Fraților, cu mare greutate m-am urnit, aș fi vrut sincer să stau acasă astăzi pentru că am digerat foarte greu înfrângerea Finlandei de aseară. Pentru mine a fost o înfrângere egalul ăsta, absolut nemeritat, că tot veni vorba despre meritat sau nu. Să știți că asta cu am fi meritat victoria sau am fi meritat un rezultat de egalitate este scuza celor care nu știu să piardă. A fost inventată de un nesimțit cu multă vreme în urmă, un prostănac. Unul care n-a fost în stare să-și asume înfrângerea și de atunci o țin toți pe asta cu am meritat sau n-am meritat. Firește că din punctul, din unghiul subiectiv al fiecăruia, din punctul fiecăruia de vedere, ar fi meritat mai mult. Și eu aș fi meritat un salariu de 10.000 de euro pe lună. Zic eu. Bine, nu gândesc așa, că nu-s nebun. Dar sunt destui care gândesc așa. Și poporul român ar fi meritat să conducă lumea. Din fericire nici nu și-a propus acest lucru, pentru că oricum nu ar fi reușit. Și Statele Unite ar fi meritat să câștige războiul din Afganistan, dar l-au pierdut. Apropo, am văzut o știre că se gândesc foarte serios cei din Pactul Nord-Atlantic să mențină prezența militară. Încă un succes rămas moștenire de la familia Bush, pe lângă recesiunea economică și alte cele. Da, știu, republicanii vor spune întotdeauna altceva. Mă interesează prea puțin ce au ei de spus. Toată lumea ar fi meritat mai mult, dar nu s-a putut. Nu există doi învingători într-o competiție în doi. Există un învingător și un pierzător. Aseară, după părerea mea, au pierdut finlandezii. Dacă e vorba pe meritatele, finlandezilor li s-a refuzat un penalti foarte clar, cât se poate de clar, care, însoțit de cartonașul roșu aferent, ar fi dus rezultatul la 2-0, așa cum ar fi fost corect. Pentru că naționala României nu există. Finlandezii au jucat aseară cu o gașcă de ospătari, sau nu știu cum să le spun ăstora de la naționala României, că fotbaliști nu prea sunt. Doi sau trei dintre ei ar mai avea ceva talent, dar la nivelul mediocrității, niciun caz la nivelul înaltei performanțe. Ca un porc beat arăta naționala României, unul care se izbește, încearcă să iasă din coteț. A mâncat borhot prea mult și s-a îmbătat. Și se izbește de toate scândurile alea. Pe final reușește să rupă totuși, o să smulgă, să crape o scândură, dar tot nu iese din coteț. Exact așa a arătat. Deci finlandezii s-au bătut cu un porc beat și n-au reușit să-l răpună, că nici ei nu-s mari. Și naționala Finlandei e una de, hai să zic, de mâna a treia, deși cred că sunt îngăduitori, mai degrabă de rangul numărul 4, cam în urna a patra valorică, acolo sunt finlandezii. Nici n-au fost vreodată mai sus în istoria recentă a fotbalului. L-au avut pe Lidmanen la un moment dat, de care te mai temeai, că era bun băiatul. Nu extraordinar de bun, dar bun. De atunci ei nu mai au pe nimeni, că nici nu e o țară în care se dezvolte fotbalul. Acolo crapă pietrele de frig, în primul rând. Finlandezii pot fi buni la hockey, la sporturile de iarnă, și chiar sunt buni pe la sporturile de iarnă, dar nu e țara în care să se dezvolte fotbalul, fraților, că nu-ți permite nici măcar clima. Nu că ar ninge tot timpul anului, dar nu e zona potrivită pentru așa ceva și nu au oamenii talent pentru asta. V-am mai explicat eu că treaba cu sportul se reduce în cele din urmă tot la gestionarea resurselor umane. În România, dacă ar fi existat o strategie națională în privința educației fizice, am fi avut acum două sau trei sporturi cel puțin în care am fi fost number one. Fiecare popor sau un popor, hai să privim mai global așa, fiecare regiune, fiecare ținut care are un anumit tipar, un anumit model climatic plus formele de relief aferente, crește oameni care sunt buni într-un anumit domeniu. Africanii au fibra musculară mai nu știu cum, ceea ce le permite să fie foarte buni la probele de anduranță. Ăștia din nord au mușchiul mai gros, ceea ce le permite să fie primii la sportul cu drujba. Și tot așa. Ei, și noi românii avem calități pentru anumite sporturi, s-a constatat asta.
Că nu degeaba am fost bun la handball, nu degeaba am fost bun la rugby într-o anumită perioadă. Numai că nu s-a studiat problema și atunci am tot bușbuit și am tot bușbuit. Ne încăpățânăm să credem că noi suntem mari fotbaliști și că ar trebui să avem fiecare generație la nivelul generației lui Hagi. Nu, e greșit. A fost o excepție. Au fost niște jucători crescuți la Școala Națională de Fotbal lui Ceafăru, desființată de fosta securitate la insistențele lui Mircea Lucescu, gelos pe relațiile pe care le avea Ion Alexandrescu, președintele Stelei de atunci, zis Sfinxul. Ăla scotea, Steaua sugea mai mulți fotbaliști de la Academia lui Ceafăru decât Dinamo. Asta a fost povestea. Ce vi se spune, orice altceva vi se spune în legătură cu soarta Academiei este o minciună. Vă zic de pe acum. Securitatea a desființat-o pentru că Lucescu nu știa să piardă. Asta este adevărul. El ar fi vrut să câștige împotriva familiei Ceaușescu. Nu a realizat niciodată că nu se poate. El se crede Nicolae Ceaușescu. Dacă vă uitați la el, Mircea Lucescu s-ar fi văzut președintele României. Dar i-a plăcut mai mult să fure pe partea asta altă, că e mai ușor să furi în fotbal. În fine, trecem peste asta. Finlandezii nu sunt buni la fotbal, n-au calitățile fizice necesare, n-au aptitudini pentru așa ceva și de-aia sunt unde sunt. Noi, la rândul nostru, noi n-am avea, chiar dacă nu suntem printre, n-am fi printre cei mai buni la fotbal, n-am avea loc în rangul întâi, dar în urna a doua, cu puțin efort, am putea să ne menținem, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Așa că de-aia am digerat greu înfrângerea, pentru că recunosc că am ținut cu Finlanda. Păi cu cine să țin? Cu fotbaliștii ăștia vopsiți și umflați de frații Becali, Aldestan cu Torje și mai știu eu cine, cu ăștia sunt oameni de echipa națională, într-o țară care pretinde că vrea performanțe de la fotbal. Tătărușanu, pe care îl lăudau comentatorii aseară, blătuitorul ăla care a învățat meseria de la, pe la Juventus Colentina și pe la tata Jean, pe la Gloria Bișnița. Și naiba mă, asta nu e o națională serioasă. Numai uitați-vă la ei și gândiți-vă la generația lui Hagi, e suficient. Avem și noi un termen de comparație. Ia gândiți-vă voi, măcar ar fi ajuns ăștia să le șteargă ghetele sau să-i lege la șireturi pe Hagi, Popescu, Dumitrescu, Răducioiu? Nici măcar, nici în anturajul lor nu și-ar fi găsit loc. Nici să le care gălețile cu iaurt, blugii, pachetele de țigări sau să le schimbe valuta pentru gagici, cum făcea Gigi Becali. Ăla un țăran prost, dar măcar atât a fost în stare. Al de Torje, Bogdan Stancu, Cheșeriu și nu mai știu cine e, nu sunt bun nici măcar pentru atâta lucru. Cer scuze pentru repetiția, nici măcar, dar nu găsesc, nu știu cum să-i mai încondez pe ăștia. În momentul de față, România este pe locul 2 în grupă, un loc pe care nu-l merită, pentru că nu a arătat nici măcar ambiție, vă. Deci ei nu au talent, nu au forță, nu au capacitatea de a se concentra. Fotbaliștii nu sunt oameni foarte inteligenți, dar ăștia ai noștri sunt printre cei mai proști. Ei nu se pot concentra. Căzuseră, frate, după ce au luat gol de la Finlanda. Au căzut psihic, băieți, l-am auzit pe Iordănescu după meci. M-am crucit. Bună observația totuși a celor din studioul emisiunii de după meci. Mi se pare că Marius Mitran a fost. Și notase cuvintele lui Iordănescu. Excelentă observație. Panică, dezastru, bă, frate, bă, despre ce vorbim noi aici? Cine sunt oamenii ăștia? Ce caută Iordănescu ăsta la echipa națională? Cu ce, astea scuze că au intrat în panică? N-ai voie, mă, să intri în panică, ești fotbalist profesionist. Ce s-a întâmplat? Ai luat un gol. Păi dacă luai 5, ce faceai? Te spânzurai? Deci nu au nici măcar ambiție. Ungurii au dovedit în anumite meciuri sau în anumite momente ale meciurilor pe care le-au jucat în această grupă că au ambiții. Până și Finlanda a arătat aseară, deși ei săracii nu mai au șanse și au luat gând de la calificare. Nu mai zic de irlandezi. Într-adevăr merită să câștige grupa. Irlandezii din nord, la Digi auzeam Irlanda în sus, Irlanda în jos. Bă, vedeți că Irlanda e în altă grupă. Noi suntem în grupă cu Irlanda din nord. Poate și aduce aminte Nemicea Lucescu. Ce amintire plăcută. M-aș bucura să se repete povestea. Încă o dată să se califice Irlanda de Nord, o țară cât un județ al României, aflată sub jurisdicție britanică, și să nu se califice România. Așa că am ținut cu Finlanda, normal. Pentru că naționala asta de fotbal pe mine nu mă reprezintă. Dacă voi credeți că vă reprezintă, n-aveți decât. E problema voastră. Am văzut că iar s-au dus fraieri, au umplut tribunele. Mă, dar de câte ori vă lăsați prostiți și păcăliți?
De câte ori trebuie să vă tragă ăștia în piept să vă ia banii degeaba? Tot vă mai duceți la meciurile alea. Ce sperați? Nu v-ați dat seama că nu aveți? De ce nu vă duceți la meciurile naționale de handbal feminin sau masculin? De ce nu vă duceți la meciurile naționale de rugby? Dacă tot vreți spectacol sportiv și atmosferă mișto și să plecați și voi cu ceva de acolo. Chit că pierdă ea, măcar au ambiție, frate, luptă. La fotbal nimic, absolut nimic. Da, se vede că sunt niște giurumele. Așadar, Finlanda a meritat victoria fără doar și poate. Așa zisele ocazii ale naționalei României, cât roata carului, au lovit de două ori bara așa și s-a face parte tot din joc. N-au fost niște ocazii chiar atât de clare. Mai degrabă la nimereală, finlandezii nu știu să se apere. Asta a fost problema. Dacă aveai o echipă cu o apărare mai bine organizată, nu mai loveai tu bara, nici măcar nu mai intrai în careul lor, cu mingea la picior. Așa că, în prima repriză, și că s-a jucat bine, România a jucat bine, eu n-am văzut chestia asta. Am văzut că s-au năpustit torbește în atac și dă-i cu centrări, ploua cu centrări acolo în careu. Ai zice că noi suntem foarte buni la jocul de cap. Avem un singur fotbalist la național care știe să dea cu capul un balon. Dragoș Grigore, în rest nu e niciunul. Pentru ce înălțai tu baloanele alea, nu pot să înțeleg. Mă rog, nici finlandezii nu știau să sară la cap, trebuie spus și lucrul ăsta. Dacă încercai tu să faci asta cu Suedia, ăia mai știu să sară la cap, n-ai mai fi avut nicio ocazie. Deci au fost furați de arbitru finlandezii, iar Naționala României, în mod nemeritat, mai are încă șanse de calificare. Sper să existe și dreptate pe lumea asta. Și cei din insulele Feroe care au renăscut, acolo să vedeți ambiții. Că nici la ea nu poate fi vorba despre talent. Nici lor nu le permite clima să dezvolte un sport cum este ăsta. E o stâncă. Dar în mijlocul, nu chiar în mijlocul, în plin Atlantic. Asta înseamnă insulele Feroe, de fapt. Niște stânci. Bă, dar au o ambiție extraordinară. Ei care erau săraci ciuca bătăilor pe vremuri. L-ați văzut acum? Mușcă din tine, frate. E, tare mi-e teamă că Naționala României, care și în precedentele întâlniri cu insulele Feroe s-a cam chinuit, tare mi-e teamă că nu o să câștige și așa ar fi drept. Drept ar fi să bată feroezii ăștia, că merită, mă, fraților. Merită pentru cât au luptat și pentru cât n-au luptat ai noștri. Și atunci, într-adevăr, o să pot să mă bucur și eu. Pentru că nu aș vrea să ne prezentăm la un turneu final de campionat european, acolo unde se adună chiar elita. La Cupa Mondială mai vin și tot felul de agarici. De prin Africa, de prin Asia, de prin nu știu unde. Singurul câștig la Cupa Mondială e că-ți vin Argentina și Brazilia. În rest e o pierdere de vreme. Aici nu există. Bine, acum vor fi și națiuni mai mici, că de Messi Platini, ca să ia șpagă din mai multe părți, a lărgit tabloul. L-a făcut mai mare tabloul. Și pe lungime și pe lățime. L-a făcut el și pe adâncime, dar o să-l salte înainte să bage mâna prea adânc. S-a vrut și el un fel de blatter, numai că lui s-a înfundat mai repede, se pare. Te prezinți la un turneu final de campionat european, unde se adună creme de la creme, națiunile puternice în Europa cu asemenea echipă, păi vom fi ciuca bătăilor. Ne va fi rușine să mai ieșim pe străzi, să mergem la serviciu sau să ne întâlnim cu gagicile. Mai bine nu. Mai bine nu ne prezentăm. Decât să te faci de râs, lăsați prostia aia securistului de Cristian Țopescu cu important e să participi. Ai o invenție, Pierre de Coubertin a spus asta. A spus cu totul și cu totul altceva. Și oricum condițiile erau altele atunci. Nu, important este să te prezinți bine atunci când te duci la o competiție. Dacă știi că ești prost și întotdeauna vei ieși ultimul, nu te mai duci. În cazul în care e o competiție destinată profesioniștilor. Dacă e destinată amatorilor, practic nu e o competiție, acolo da, aleargă toată lumea la maratonul orășenesc. Dar care e problema? E și sănătos. Sau la plimbările cu bicicleta. Mă, dar dacă e o competiție a profesioniștilor și tu nu ești profesionist, nu te mai duci. Ai noștri nu sunt profesioniști, n-au ce căuta acolo. Pare foarte rău, dar nu există niciun fotbalist bun, niciun fotbalist decent de fapt la echipa națională în momentul de față. Este sigur de departe cea mai slabă generație pe care am avut-o, dar așa cum vă spuneam cu ani în urmă, vor fi altele și mai și. După ei va fi o generație și mai tare din punctul ăsta de vedere. Ceea chiar că vor fi ciment, pământ.
Cum înaintea lor, predecesorii, generația lui Mutu, au fost și ăia, semiciment. Ăia mai aveau talent, ceva, unii dintre ei. Dar sigur că erau o generație de bețivi și de drogați, n-aveți, de maneliști. De-aia n-au reușit nimic pe nicăieri, pe unde au fost. Singurul care a reușit ceva a fost Cristi Chivu, care a păcălit fotbalul și viața. El nu s-a întrebuințat niciodată prea tare, dar a luat o grămadă de bani. Să le zică mersi fraților becali. Ascensiunea lui Cristi Chivu, apropo, a coincis, dacă vreți, cu căderea fotbalului românesc. Și înaintea lor a fost o... Era previzibil, de-aia vă tot băteam noi șaua și vă spuneam că va fi din ce în ce mai rău. După generația lui Hagi, o generație foarte bună, excepțională pentru noi, dar foarte bună la nivel mondial. Nu erau printre primii, că n-au jucat nicio finală sau semifinală de turneu final. Bă, dar erau în primele 10 națiuni erau. Deci era o generație foarte bună. A venit una mediocră, generația lui Adrian Ilie, dacă vă mai amintiți. După aia una slabă, este generația lui Mutu. Una foarte slabă, Torje și cine mai e, Cheșerul și restul. E, și va veni una ciment. Poate de acolo va fi momentul zero, momentul în care, timpul în care ne vor bate ăia din Gibraltar sau Luxemburg, sau atunci poate își va da cineva seama și va zice, domne, mai bine desfințăm fotbalul decât să ajungem în halul ăsta după ce am jucat, i-am bătut pe argentinieni la Cupa Mondială din Statele Unite. Mai bine închidem prăvălia. O regândim și o redeschidem după aia, că nu se poate. Așa că nu au ce căuta ăștia la un turneu final de Cupa Mondială. Ar fi absolut nemeritat. Ce spuneau aseară al de Mihai Slughiță, zis Limbii, și ălaltul Țicleanu, că doamne, că ar fi rău pentru fotbal românesc, că ei se gândeau la ei, mă, la stomacel. Sigur că ar fi rău. Lipsa performanțelor împuținează banii și dacă se împuținează banii, marginalii precum Slughiță, de unde vor mai lua? Cu ce își va mai alimenta el Gipanu? Cu ce va mai plăti el muieri și cu ce va mai... Ce le va mai da el odraslelor care s-au obișnuit cu bani mulți pe mână? E sigur că plâng, aoleu, e rău fotbalul românesc, dacă ne calificăm, vor fi mai puțin bani, vai de mine. Nu, frate, trebuie ruptă pisica. Lăsați, domnul Slughiță, că ați mâncat destui bani pe nemeritatele, că n-ați fost nici mare fotbalist, nici mare antrenor. Măcar Țicleanu a fost fotbalist. Mata, ai fost zero. Așa că nu vă luați după proștii ăștia, nu se întâmplă nicio catastrofă. Trebuie să ajungi jos de tot. Să te împiedici, să spargi capul ca să-ți dai seama că trebuie să faci ceva. Asta e firea românului. Românul până nu-și crapă căpățâna, nu-și dă seama că trebuie să schimbe ceva în viața lui. În felul de a fi, măcar. Așa că momentul zero ar face mult mai bine, mult bine fotbalului românesc decât vrăjala asta de acum. România, în orice caz, trebuie spus, a avut parte de cea mai ușoară grupă de când participă în preliminariile campionatului european, care n-are o istorie extraordinar de lungă, a fost inventat prin anii 60. Primii, pare mi se că au fost chiar ăia din URSS, prima campioană europeană. Erau 4 echipe la prima ediție, doar 4. Acum au ajuns 44 sau nu mai știu câte sunt. Este cea mai ușoară grupă, dar nici în preliminariile Cupei Mondiale n-au avut grupe atât de ușoare. Deci dacă tu cu ăștia nu reușești să te califici, înseamnă că nu meriți. România trebuia să fie acum pe primul loc în grupă. La capitolul resurse umane și materiale, privit așa, da? Vorbeam despre gestiunea resurselor mai devreme. România este o țară mai mare decât insulele Feroe? Da. Are o populație mai mare? Da. Mai mare decât Ungaria? Are populație mai mare. La fel. Mai mare decât Irlanda de Nord? Așișderea. Pe finlandezi noi mai punem că acolo e crivățul. Dar la capitolul resurse umane stă mai bine decât finlandezii. Bă, frate, noi trebuia să fim primii în grupa asta. Chiar dacă încă ne mai împrumutăm la FMI și președintele României e de fapt ambasadorul Statelor Unite la București. Acum, că l-avem. Înainte era însărcinatul cu afaceri. Mai mare râsul că ar fi vreun tip de duzină, dar n-avea nici măcar rangul de ambasador. Noi, dacă nu suntem pe primul loc în grupă și avem un meci, ultimul meci crucial cu insulele Feroe, de el depinde soarta calificării, înseamnă că nu avem ce căuta la turneul final. Înseamnă că suntem foarte slabi.
Așa că îmi pare rău. Au fost furați finlandezii și n-au câștigat așa cum ar fi meritat. Că suporterii au părăsit tribunele strigând demisia. Degeaba vă ce bă să strigați demisia dacă în continuare vă fraieresc papagalii de la Federația Română de Fotbal și le cumpărați biletele. Voi cu banii ăia întrețineți pe aia de la GSP, ca să știți și voi. Foarte bine. Le plătiți salariile. Asta faceți. Cumpărând biletele la meci. Că de performanțe nu veți avea nevoie. Fotbaliștii, dacă ar putea, v-ar înjura. Ăștia sunt mai puțin tupeiști. Aia din generația lui Mutu vă și înjurau. Ăștia nu prea au curaj, că sunt mai slabi. Ăia mai aveau un pic de talent și de-aia aveau și tupeul mai mare. V-ar înjura, v-ar scuipa dacă ar putea. Ei vor să fie aplaudați, bă, să fie adulați, să fie pupați în părțile moi ale. Păi, frate, fă și tu ceva, mă, pentru asta. Vrei aplauze pentru ce? Că dai mingea în bară de două ori. Așa că, încă o dată, regret faptul că România a smuls un egal nemeritat și sper să se facă dreptate în insulele Feroe și să iasă din joc. Sau să nu, să prindă un meci de baraj. O să ne uităm după pauză imediat și pe tabloul celorlalte grupe ca să vedem cu cine am putea pica la baraj în caz că se fac de râs aia din insulele Feroe. Pentru că dacă nu bat România în momentul ăsta, când este atât de slabă, se fac de râs. Cine știe, poate fotbal românesc se va desfința și nu vor mai avea ocazia să se întâlnească. Trebuie să fie conștienți de treaba asta cei din Feroe. Bă, acum trebuie să-i batem că poate nu-i mai prindem. Dispar ăștia de pe hartă și ratăm o mare performanță. Pentru ei este o mare performanță. Încă o dată, cu riscul de a-i plictisi pe unii sau de a irita, remarc și vreau să remarcați contrastul dintre rugby și fotbal. Rugby, un sport cu atât de puțini jucători legitimați. Zicea cineva în derâdere, nu mai știu, Radu Namcum sau alt nepriceput dintre ăsta, între ale rugby-ului. Bă, că totuși Canada nu e mare sculă. Băi, frățioare, nu știu cine ești, că nici nu ți-am reținut numele. Mi se rupe până la urmă că ești sau nu ești cineva. Tu știi câți jucători, câți fotbaliști legitimați, câți rugbyiști legitimați are Canada? Peste 50.000, mă. Păi noi n-avem nici 10% din ce au ei. Știi ce stadioane au și ce bugete au echipele lor? Păi tu iei pe aia peste picior. Nu, chiar e o performanță ce a obținut naționala de rugby a României. Chiar este o performanță. O asemenea victorie unică în istoria Cupei Mondiale la rugby e greu să remontezi, nu-i ca la fotbal. Că au mai fost momente dintre astea. Manchester United cu Bayern München, Liverpool sau... Nu, mă, te întorci de la 3-0 și îi bați pe aia. Nu, la rugby nu prea se poate. Și cam asta era. 15 înseamnă 3-0, de fapt, dacă vreți, în rugby, pentru că un eseu se contabilizează cu, se înregistrează cu 5 puncte. E, în fotbal poți să revii de la 3-0, în rugby nu prea. A fost chiar o întâmplare extrem de fericită pentru naționala noastră. Și ați văzut pe aia că totuși au ambiție, mă, bă, cât s-a concentrat Vlaicu ăla, care nu e cel mai mare și cel mai tare transformer de pe planeta asta. Mai rata uneori, exasperant, cei care se duc pe la meciurile de rugby ale României știu. Bă, de data asta s-a concentrat, am văzut că are ambiție și credea în el, credea că poate să o bage printre buturi. Și a reușit, mă, în a doua repriză. A avut procentaj 100%, bravo lui. Hai, uitați-vă la ăștia de la fotbal. Ați văzut vreodată un pic de curaj și de ambiție la ei? Nici vorbă. Așa că eu unul mi-aș dori... Pentru, spre binele României și al nostru, al tuturor, să avem o victorie a României cu Italia la rugby, ceea ce nu prea se poate, că aia sunt mult peste noi în momentul de față, în detrimentul unei așa zise calificări nemeritate a echipei, a naționalei de fotbal. Nu o merită nici actuala conducere a Federației Române de Fotbal, care n-a făcut nimic. Nimic nu a schimbat Răzvan Burleanu de când a venit la FRF. Am ținut noi cu el, l-am susținut că de... Trebuia să plece Mircea Sandu. Mircea Sandu și Dragomir sunt principalii vinovați pentru că am ajuns în situația asta. Bă, da, nici Burleanu n-a făcut treabă. Bă, dimpotrivă, o serie de gafe, a angajat niște indivizi dubioși pe acolo, dați afară în șuturi de prin... Absolut, deci un management de toată jena. Pre la marketing așa s-au mai mișcat niște lucruri, dar subțire, rău de tot. Măcar copiați și voi proiectele federațiilor europene de fotbal, să vedeți aia cum se mișcă în zona marketingului și merchandisingului, că la voi nu se vede, că nici să copiați nu știți.
Așa că n-ar merita nici actuala conducere a federației, lasă-și rupă gâtul. Să vină alții. Nu știu cine o veni la federație. Să întoarce Mircea Sandu. Chiar asta merită fotbalul românesc în momentul de față. E schimbarea asta, Răzvan Burleanu în fotbal este un fel de țapu în politică. Asta ca să o spunem pe șleau. Atâtea speranțe s-au legat de el. Mamă, vine ăsta tânăr, reformator. Fâs. Absolut nimic, fraților. Și dacă țineți minte, în politică, după țapul s-a întors Iliescu. Tot așa bine s-ar putea întoarce și Mircea Sandu. De ce nu? Revenim de unde am plecat și ne mai afundăm un picuț în nămol. Hai să luăm o pauză și apropo, degeaba strigați demisia lui Anghel Iordănescu. El a fost un mediocru, un antrenor mediocru toată viața. Cu actuala generație de fotbaliști chiar nu se poate face, bă. Nu înțelegeți că vă duceți degeaba la stadion? Poate să vină cine vreți voi, să vină fiara de Mourinho, să vină Guardiola dacă mai e vreun fraier care crede în geniul organizatoric al ăluia. S-a văzut la Bayern München. Noroc că e un club cu tradiție și cu putere prea mare ca să fie pus pe butuje de un agiamiu ca Guardiola, care știe o singură lecție. A învățat în toată viața lui și vrea să o aplice peste tot. Poate ajunge în Anglia să vezi ce râd cu tiki-taka lui pe la vreo echipă de acolo. Vezi ce îl tetăvălește, moșule. Tetăvălește și ea de la Stoke City cu tiki-taka. Dacă încerci să o implementeze acolo. Aia a mers la Barcelona. Oricum nu este invenția lui, stați liniștiți. Guardiola este doar o imagine goală. Dar oricine ar veni, mă, ar veni Gus Hiddink, Jupp Heynckes, omul care a lăsat Bayern München pe cele mai înalte culmi de progres și civilizare. Sir Alex Ferguson, dacă ar lăsa băutura. Nu ai ce să faci cu ăștia. Nu se poate. Nu poți scoate mai mult. Și nu știu dacă sunt alții, s-o mai face selecția pupile, nu s-o face, dar ideea e că nu mai ai. Pe vremea lui Adrian Ilie puteam să facem scandal. Bă, l-a luat pe ăla care pile, că era altul mai bun. Acum nu prea mai ai cum să faci scandal. De unde să iei oameni mai buni? Să-i naturalizezi pe străini la CFR Cluj? Aici asta n-ar fi o soluție, că nu vin străini foarte buni la noi în țară. Dacă sunt foarte bun, rămân acolo. Def Leppard, fraților, și revenim. Cam asta a fost povestea meciului de aseară. Un egal nemeritat obținut de un selecționez, vorba lui Raț, mediocru și fotbaliști care nici măcar mediocri nu sunt. Budescu, continuare neconvocat, las că e bun cashier. Cum își poate spune ăsta fotbalist profesionist când el nu bagă națe nici de la 6-7 metri de poartă? Acum poate înțelegem de ce nu l-au ținut nici francezii prea mult. Mă rog, are niște virtuți, de alergat aleargă. Alții nici atâta nu sunt în stare să facă. Dar cam atât. Cam aici se oprește experiența lui, mă rog, expertiza, cum zic unii. Expertiza lui Budescu. Așadar, o grupă foarte ușoară, din care echipa României n-a reușit să stoarcă mai nimic. Înscriem, dăm un gol cam odată la 4-5 meciuri. Nici nu primim gol. I-am auzit pe ăștia de la FRF că se lăudau cu asta. Domne, Naționala totuși n-a primit gol. Păi de la cine să primească? Cu naționalele astea n-ai cum să primești gol, pentru că săracii abia se mișcă. Ce gol să-ți înscrie ție ungurii? Care erau cât pe ce să mănânce bătaie mod rușinos de la insulele Feroe. Așa că nu e de lăudat. În schimb, am putea să vedem noi acum cu cine s-ar putea întâlni România la baraj, în cazul în care, așa cum ar fi normal, ar smulge doar un rezultat de egalitate în insulele Feroe. Mă rog, asta mai ține și de jocul rezultatelor, ne asigurau comentatorii aseară. Lasă că vedeți voi. Păi să vedem care este situația. În grupa A. În grupa A, Irlanda merge mai departe. Ia să vedem câte punctișoare au. 19. La fel și Cehia. Ăștia stau bine. Am putea să ne întâlnim cu Turcia sau cu Olanda la baraj. Credeți că îi batem? Eu zic că nu. Să vedem în grupa B. Țara Galilor pe primul loc, apoi Belgia, Israel, Bosnia-Herțegovina. Luăm și noi așa, nu intrăm în detalii acum să vedem exact situația din clasament. Israel sau Bosnia? Bă, noi n-am fost în stare să îi batem pe finlandezi. De ce am fi neapărat în stare să îi batem pe evrei? Sau hai să zicem poate cu Israel. Poate.
Apoi grupa C, Spania, Slovacia, Ucraina, Belarus. Așa arată clasamentul. Da, aici jocurile sunt cam făcute. Putem să ne întâlnim de pildă cu Ucraina la baraj. Iarăși mă îndoiesc că ne vom califica. Germania, Polonia, ce mai avem noi pe aici? Irlanda, văd. Mi se pare că am făcut eu... Nu, Islanda era în grupa. Islandezii, bă, fraților, bă, se califică. Irlanda avem aici, în grupa D. Bă. Irlandezii, teoretic, sunt peste, fraților, nu într-o credință, parțial într-o credință, că acolo sunt și protestanți în Irlanda de Nord. Ăștia din sud, din Republica Irlanda, sunt un picuț peste. Care va să zică Irlanda sau Polonia, cred că ne bat lejereanu. Anglia, Elveția și apoi avem Slovenia sau Estonia. Mă, nu știu dacă trecem de sloveni. Ăștia din grupa E. Iarăși, foarte complicat. În grupa noastră știm care este situațiunea. Austria, Rusia, Suedia în grupa lui Gheorghiță. Mă rog, ar mai fi și Muntenegru. Cu Suedia și Muntenegru. Cu Muntenegru mi se pare că ne întâlnim în preliminariile pentru următoarea cupă mondială, la care probabil nu vom fi, adică mai mult ca sigur nu vom fi prezenți. E Suedia sau Muntenegru clar peste noi. Apoi avem Italia, Norvegia, Croația, primele trei locuri din grupa H. Croația sau Norvegia, haida de, cu cine? Cu Torje și Kesher. Apoi Portugalia, Danemarca, Albania. Le-au făcut o sârbii albanezilor aseară, fraților. I-au bătut pe aia la ei acasă. Serbia nu mai are nicio șansă la baraj, dar uite ce înseamnă ambiție. Bă, măcar pe ăștia să-i batem, că ne sunt dușmani, da? Așa îi considerăm noi, că sunt dușmani. Inamicul public numărul 1 al sârbului este albanezul, care ne-a creat probleme și în Kosovo, ne-a creat probleme și prin alte părți. Mă rog, problemele ni le-a creat Milosevic, dar e altă discuție. Cu Albania, să zicem că vom juca, sau cu Danemarca, iarăși vom pierde. Calificată direct, cea mai bună echipă de pe locul 3. Celelalte, fraților, adică cea mai bună echipă de pe locul 3 în momentul de față, din ce văd eu aici, ar putea fi Ungaria, ar putea fi Ucraina, în fine. Am avea de ales așadar între Ucraina, Irlanda, Croația, Albania, Suedia, Slovenia, Israel și Turcia în momentul ăsta. Nu prea cred eu că trecem de vreuna dintre ele. Poate, poate doar Israel. Cam asta e povestea preliminarilor pentru Euro. Un turneu final la care se califică toată lumea, mai puțin România. Eu n-am de gând să le țin pumnii, sau nu este naționala mea. Prefer să mă uit la meciurile naționale de rugby, chiar dacă pierd cu italienii. Au pierdut și cu francezii, au pierdut și cu irlandezii, bă, dar au pierdut în picioare. Nu cum pierd ăștia ai noștri la fotbal. Apropo de fotbal, lucrurile încep să se lămurească. Atât președintele FIFA, cât și președintele UEFA și secretarul general FIFA în acest moment sunt suspendați. Josep Blatter, care nu vrea să plece de acolo, se agață de funcția aia, este ultima lui șansă practic la viață, a făcut apel la decizia Comisiei de Etică a FIFA de a-l suspenda 90 de zile. Să vă dau totuși o veste proastă dacă tot veni vorba despre suspendare. Mihai Macovei, capitanul național de rugby, a fost suspendat pentru o perioadă de 2 săptămâni pentru un placaj periculos aplicat în meciul cu Canada. Macovei, care a și pus mingea în teren de țintă al adversarilor, e și capitanul echipei, o să avem probleme și mai mari cu Italia. Irlanda de Nord, apropo, a învins Grecia 3-1 și s-a calificat lejereanu. Ungaria a învins insulele Feroe, asta în grupa noastră, iar neapuiul Iordănescu și-a cerut scuze. Bine ar fi să își dea demisia și cu asta basta. Chiar acum, cu un meci, ce mai contează? Cu un meci înainte să termine actuala campanie de calificare. Ca să știm, mă dracului, o socoteală. Reuniune de urgență, reuniune de criză a UEFA, programată pentru 15 octombrie, reprezentanții celor 54 de federații afiliate vor discuta cu privire la criza cu care se confruntă FIFA și suspendările lui Blatter și Platini. Să vedem, poate, cine știe, să trezesc europenii și iau în sfârșit măsuri ca să mai curețe un picuț imaginea asta fotbalului.
Valchi, apropo, secretarul general, era deja în stare de suspendare de mai mult timp, fiind bănuit de implicare într-o rețea de vânzare ilegală a biletelor la Cupa Mondială, deci până acolo s-au coborât. Vă dați seama ce s-ar descoperi dacă DNA-ul ar intra serios? Procuratura, în general, poliția, SRI-ul ar intra serios în Federația Română de Fotbal să vadă ce se întâmpla pe vremea lui Mircea Sandu acolo și poate ce se întâmplă și acum. Deci Dita mai secretarul general, om plătit cu bani grei, cu relații fabuloase, el se cobora până într-atât încât să facă bișniță cu bilete la Cupa Mondială. Of, da, deci, asta nici corupție nu se poate numi. Stai fotbalul în momentul de față. Un moment foarte prost care a coincis și cu căderea fotbalului românesc, nici că se putea mai rău pentru noi. Să mai luăm o scurtă pauză, fraților. Mai avem un sfert de oră până când vine Liviu Zamora. Vedem ce mai au. Zizi Top pe RadioRockZone.ro. Zizi Top. Peste 60% dintre germani se opun acordării Nobelului pentru pace Angelei Merkel. Aici nemții dau încă o dată dovadă de mai mult bun simț decât au alții, printre care și noi. Într-adevăr, nu văd absolut niciun motiv pentru care Angela Merkel ar trebui să primească premiul Nobel pentru pace. De ce? Pentru că s-a sucit în ultima clipă și a zis veniți. La început a zis nu mai veniți. Acum vreo două luni le spunea ăstora din Orientul Mijlociu nu mai veniți, că nu putem să vă ținem pe toți. După aia, văzând ea că oamenii au început să le plângă refugiaților de milă, s-a sucit. Veniți! Iarăși s-a răsucit, pentru că răsucit de fapt, văzând că-s mai mulți decât ar fi putut crede Madame Merkel, care poate pentru întâiași dată în cariera ei a fost prost informat. Pentru un om care a crescut într-o țară păstorită de Stasi, mi se pare rușinos să nu știi să interpretezi informațiile. Serviciile secrete germane nu sunt printre cele mai rele din lume, așa că este vina ei. Mă doiesc eu că n-a știut, n-a fost avertizată. Vezi, Madame, că-s cam mulți. Deci pentru asta să primească premiul Nobel pentru pace? Ce altceva a mai făcut ea? Ce eforturi a făcut Angela pentru ce s-a întâmplat în Ucraina? Ei au fost luați acolo în calitate de martori, ca la divorț sau la cununie, Merkel cu Holland. Negocierea s-a purtat între Rusia și Statele Unite de la distanță. Nici măcar Poroșenco al Ucrainei n-a avut prea multe de spus. Așa că nu văd motivul. Pe de altă parte, Francisc, da, ăsta al Vaticanului. Că omul chiar crede în ce spune sau e demagog sau... Asta e altă treabă. Mă, dar cel puțin la nivel declarativ a acționat în favoarea păcii. Nici nu se putea altfel, fiind capul bisericii. Unei bune părți a bisericii creștine. Așa că nemții încep ușor-ușor să repudieze pe Madame Merkel și după părerea mea chiar merită. Este un președinte. Ea s-ar dori cancelar. Madame Merkel începe să mi-aduc aminte din ce în ce mai mult de Adolf. Se bagă în toate cele, are tot timpul ceva de comentat Madame Merkel. Trebuie să fie ea veșnic, vizibilă, implicată în toate problemele, să tranșeze fiecare dispută din Uniunea Europeană. Bun, eu înțeleg că Germania e în momentul de față number one în UE, deși britanicii nu sunt de acord cu acest lucru, dar ei sunt, v-am spus, un picuț detașați de problemele astea. Bă, dar chiar așa trebuie să te bagi în orice rahat, doamna cancelar. Noi eram obișnuiți cu alt tip de cancelar. Da. Oameni foarte serioși, care rar de tot interveneau în public, pe care îi bănuiam luând decizii la nivel înalt, dar nu știam, nu se citea nimic pe fețele lor când apăreau și țineau câte un speech pe aici, pe acolo. Când venea cancelarul Germaniei undeva, când se ducea într-o vizită, era sărbătoare, fraților. Asta se plimbă peste tot, e ca o gospodină care nu mai are ce face acasă, se plictisește. Deci nu are anvergura pe care ar trebui să o aibă un cancelar al Germaniei, în niciun caz. Să vedem care sunt semnificațiile istorice pentru ziua de 9 octombrie și cu asta să punem punct acestei zile. Păi, în 1940 s-a născut John Winston Lennon, adică John Lennon, solist și lider al trupei Beatles. Muzician, fraților, ăsta chiar că merita titulatura de muzician. După destrămarea trupei Beatles, a urmat o carieră muzicală individuală, dovedind că e un muzician
desăvârșit. Din nefericire, un nebun i-a pus capăt zilelor. În 1940, astăzi ar fi împlinit, ia să vedem noi. Ohoho, ar fi avut ceva, 60 și cu 75 de ani. Mamă, ce trece timpul. A fost înființată Uniunea Generală a Poștelor în 1874, devenită Uniunea Poștală Universală. E, dacă ar ști ăștia de la Uniunea Poștală Universală, instituție specializată a ONU, cu sediul la Berna, ce se întâmplă cu poșta română, dar probabil că nu interesează prea mult. S-a născut scriitorul și publicistul Alexandru Sahia, ales post-mortem membru al Academiei Republicii Populare Române în 1948. În 54 s-a născut actorul Adrian Pintea, dispărut și el între timp, revoluționarul Che Guevara, Ernesto Rafael Guevara de la Serna, argentinian, a fost executat în Bolivia în 1967 pe data de 9 octombrie, după ce l-au prins ăia, pentru că a încercat să declanșeze o revoluție și în Columbia. Gurilele spun că ăsta i-a tras-o chiar Fidel. Vrea să scape de el că era prea popular și în plus Fidel, știți cum e politicianul, Fidel Castro era politician. Lucrurile se așezaseră pentru el, începuse să negocieze, ba cu unii, ba cu alții, îl cam deranja Che Guevara, care visa numai revoluții. Revoluții peste revoluții. Și l-a ajutat. I-a făcut vânt într-o aventură. Avea ăsta un proiect de a declanșa, hai să mai declanșăm câte o revoluție în America Latină. Uite, prin Bolivia. Inițial Fidel Castro a zis nu te susțin pentru că n-ai șanse de reușită, după care s-a sucit și a dat seama că e ocazia perfectă să scape de el, ci că de acolo ar fi transpirat informații către CIA, ca ăia să-i poată la rândul le avertiza pe bolivieni. Vedeți că e acolo toașul Che Guevara și uite așa a fost prins. Nu știu dacă e așa sau nu, dar e posibil că în materie de politică. În 1981 pedeapsa capitală a fost abolită în Franța. Bă, la ei ori fi avut motive. La noi chiar îmi pare rău că a fost abolită pedeapsa capitală. Pentru corupție asta ar fi trebuit să existe în codul penal. Numai așa se poate pune stabilă. Fenomenul nu poate fi ras. Nu poate să dispară corupția. E în firea omului să-și dorească să sară peste rând. Dar poate fi pus... poate fi îngrădit oareșcum. Cred că numai pedeapsa capitală sau pedeapsa cu munca silnică pe viață sau închisoarea pe viață pot să pună stabilă corupției din România. Din păcate, n-avem slabe speranțe să se întâmple așa ceva. Și cam atât pentru ziua de astăzi cu privire la semnificațiile istorice. Încă o dată, după săptămâna asta, felicităm Naționala de Rugby a României. Sigur că nu trebuie să facem neapărat din asta o moare victorie, o monstruoasă victorie, vai, gata, a renăscut rugby românesc. Nu, dar felicitări pentru că sunt rare momentele în care la sporturile de echipă, noi românii neavând spirit de echipă, nu știu dacă l-am avut vreodată, sunt rare momentele în care ne fac să ne simțim mândri sau să ne bucurăm. Fotbalul nu mai reușește asta de foarte multă vreme, așa că de-aia merită felicitări. Și cam atât, fraților, Linda Perry în continuare și Liviu Zamora în duet. Să vedem, poate intră chiar pe piesa asta sau mai târziu. Ne reauzim, dacă o da cel de sus, săptămâna viitoare. Numai bine!